Dacă n-ar fi chimitire, am crede că trăim în mii de ani. Vin de pe pământul în care am auzit pentru prima dată vorba asta, de pe pământul Australiei. Și spre surpriza mea, ei nu știu de criză, nu știu de recesiune economică, nu știu de probleme imobiliare, toate zbârnăie în Australia, de parcă ar fi pe o altă lume, sau au un alt Dumnezeu, sau știu eu care e diferența dintre ei și noi. Dar ce mă surprinde foarte mult, că în astfel de situații cum le trăim și în țară, dacă cumva ți-ai asigurat casa și mergi să iei banii pentru asigurări, există o mică notă de desubt, an act of God. Nu te putem despăgubi pentru că este o faptă a lui Dumnezeu. Interesant că atunci când e să ne ținem banii în buzunare, în afaceri, recunoaștem pe Dumnezeu care dă ploi la vreme sau ne la vreme, sau mai multe sau mai puține, de secetă sau inundații, dar ce e foarte ciudat este că 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 și România tot n-aude. N-aude vocea lui Dumnezeu. Apocalipsa o trăim pe pielea noastră, dragii mei. Este o realitate. O realitate promisă de mii de ani în Scripturi. Neascultarea de Dumnezeu este pedepsită. Și dacă ceva mustește în țara asta, mustește neascultarea de Dumnezeu, răzvrătire împotriva legilor Lui de sus și până jos. Iertă-ne, Domnul, pe toți. Suntem înaintea revărsării ultimelor urgii ale lui Dumnezeu, înaintea celor șapte potire care lovesc întreaga planetă și oamenii în durerile lor hulesc pe Domnul, spune Scriptura. Nu se întorc la El, ci hulesc pe Domnul. Se încrâncenează împotriva lui Dumnezeu, deși în mila lui Dumnezeu le-a dat vreme de pocăință. Apoi am văzut un alt semn mare și minunat, spune Ioan în capitolul 15. Șapte îngeri care aveau cele șapte urgii, cele din urmă, cu ele s-a isprăvit taina lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână pe biruitorii fiarei și a icoanei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, Împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne? Cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. După aceea am văzut, deschizându-se în cer, templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați în in curat strălucitor și erau încinși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Când citesc textul, văd presărate, nu doar în textul nostru, ci de-a lungul întregii cărți, aluzii la Vechiul Testament. După vreo 10 predici pe Apocalipsa în Melbourne, o soră i s-a luminat ochii și asta m-a obligat ca astăzi să duc mai departe observația ei. Zicea: știu ce am de făcut. Am înțeles acum, mă duc acasă, citesc cartea Apocalipsa și mă uit acolo la trimiterile acelea în mărunt de desubt. Și ori de câte ori sunt trimis la un text din Vechiul Testament, am să mă duc în Vechiul Testament, citesc Vechiul Testament și mă întorc cu ce am înțeles înapoi în cartea Apocalipsa. Well, am zis, este primul muritor pe planeta asta care, după ce predic eu, înțeles ce are de făcut cu cartea Apocalipsa. Dar cred că acesta este adevărul. M-ați auzit de foarte multe ori vorbind despre faptul că codul cărții trebuie să-l cauți în Vechiul Testament. Nu în viitor și în tot felul de lucruri științifico-fantastice. Dragii mei, ce va aduce viitorul, nici unul dintre noi nu știm. Și nu-i treaba noastră să știm vremurile soroacele. Dar principiile după care va lucra Dumnezeu de-a lungul întregii istorii, indiferent cât va ține istoria, sunt acolo în Scriptură. Și eu cred că de acolo trebuie scoase căile Domnului și de acolo trebuie să venim în cartea Apocalipsa ca să o înțelegem.
Fiecare din cele 7 scrisori se termină cu această provocare: celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Ascultați promisiunile pe care le face Dumnezeu. Cum să le înțelegi dacă nu te întorci înapoi în Vechiul Testament, să dai de rădăcina acelor adevăruri, să vii cu ele înapoi în carte? Îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Degeaba citești ziarele? Ziarele nu știu unde e pomul vieții și dacă este așa ceva. Trebuie să te întorci înapoi în Genesa ca să dai sens acestor cuvinte. Iertați-mă, doar cu atât am mai venit acasă, atâta voce mai am. Nu va fi vătămat de moartea a doua, dar unde a fi fost moartea întâia? A moartea întâia a venit acolo în ziua în care au mâncat și când au fost expulzați din prezența lui Dumnezeu și relația s-a rupt. Sau îi voi da să mănânce din mana ascunsă? Cum să înțelegi despre ce-i vorba dacă nu te duci în Exod, capitolul 16, să-L vezi pe Dumnezeu hrănind din cer cu o pâine care la urmă a adus pâinea vieții pe Domnul Iisus Hristos? Sau Domnul Iisus îi spune bisericii din Sardes: celui ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dacă nu cunoști Vechiul Testament, nu-ți aduce aminte că la Sinai Moise a mijlocit între Dumnezeu și popor și a zis: Doamne, decât să-i omor pe ei, șterge numele meu din cartea vieții. Dumnezeu a zis: îmi pare rău, pe cel ce a păcătuit împotriva mea îi voi șterge numele din cartea vieții. Dar rădăcina lucrurilor sunt acolo în Vechiul Testament. Ce să știi despre ce înseamnă a fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și să nu ieși afară din el, dacă n-ai citit Vechiul Testament? Sau noi suntem noul Ierusalim, dar care ar fi fost vechiul Ierusalim? De ce sunt două Ierusalime? Toate acestea le înțelegi doar întorcându-te înapoi în Vechiul Testament. Trec repede prin textele care le-am studiat. Leul din seminția lui Iuda. Dacă nu te-ai întors la Genesa 49:10, nu știi despre ce-i vorba. Rădăcina lui David, mielul junghiat. Dacă n-ai asistat la junghierile din cort și templu pentru iertarea păcatelor, nu înțelegi lucrarea Domnului Iisus Hristos. Când s-au rupt pecețile și trâmbițele, ne-am întors înapoi în Genesa 3:15, 17-24. Am văzut că acolo au început revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste orice necinstire a lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa este apoi, într-un fel, presărată cu imagistica templului. Mai întâi, în capitolul 4 se deschide cerul, ca și cum s-ar fi deschis la cortul întâlnirii, porțile prin care intrai înăuntru. În capitolul 5 avem altarul cu sufletele martirilor sub el. În capitolul 8 suntem la altarul tămâierii în sfânta. În capitolul 11 se deschide Sfânta Sfintelor, se vede chivotul legământului. Iar în textul nostru se deschide chivotul însuși, ochii lui Dumnezeu întâlnesc tablele legii. Am venit în capitolul 10 și Ioan trebuie să mănânce o cărticică din mâna îngerului. De unde să știi ce înseamnă asta dacă nu te întorci înapoi în Zaharia, capitolul 2 și 3, să vezi același lucru poruncit lui Zaharia cu o ocazie similară? Pe urmă, l-am văzut pe Ioan măsurând templul, dar când mă întorc în Vechiul Testament, templul se măsoară pentru zidire sau pentru dărâmare. De unde să știu care din cele două să le iau? Zaharia, capitolul 2, îmi spune exact ce trebuie să înțeleg. Am văzut apoi două sfeșnice de aur și doi măslin. Ce sunt semne astea? Zaharia, capitolul 4, îți dă răspunsul. În Apocalipsa 12, femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap, nu se poate să nu te ducă înapoi la visul lui Iosif. Iosif era atunci mântuitorul, dar el opera o mântuire mică pentru familia lui. Dacă vrei să înțelegi imaginea, trebuie să-l tragi pe Iosif între celelalte 11 stele și să faci din el și familia lui purtătorii seminței mesianice, a pruncului care trebuia să se nască. Am ajuns în capitolul 13 și am văzut că nimeni nu putea vinde sau cumpăra fără semnul fiarei. Și referințele vechi testamentale ne-au dus la Solomon, superb pe deasupra, găunos pe dinăuntru, pentru că inima lui nu i-a fost în toate a Domnului. Și vânzările și cumpărările l-au tras în groapă și la închinare idolatră și au umplut Ierusalimul de idoli. Dar de unde să înțeleg principiul? În niciun caz, uitându-mă în viitor la cipuri și alte lucruri, dragii mei. Ce va aduce viitorul, Dumnezeu știe.
principiul trebuie să scot din Vechiul Testament, ce formă va îmbrăca, ce aplicație va trebui să luăm la vremea aceea, Duhul lui Dumnezeu ne va lumina. Pentru că El ne călăuzește în tot adevărul. Din 404 versete din Apocalipsa, 278 conțin o referire sau mai multe la Vechiul Testament. Citesc doar pe unul din exeges, pe Steve Moise. 82 sunt referiri la Pentateuch, la cărțile lui Moise, 97 la Psalmi, 122 la Isaia, 48 la Ieremia, 83 la Ezechiel, 74 la Daniel, 73 la profeții mici. Observați cum mustește cartea Apocalipsa de Vechiul Testament. Oare de ce? Lucrurile sunt întâmplătoare? De ce folosește Ioan? Cum folosește Ioan Vechiul Testament? Oare după ce vom termina cartea, cel puțin atât am învățat cât femeia din Melbourne, știu ce am de făcut, dacă vreau să înțeleg cartea. N-are rost să citesc ziarele și tot felul de articole care umblă haihui printre noi. O fi asociația sau teoria Bilderberg, te îngrozești când le asculți. Dar e treaba lui Dumnezeu, El guvernează pământul, nu cei 5, 6, 10 oameni din univers. Principiile, adevărul, trebuie căutat în Biblie. Problema pe care o întâlnim când venim la cartea Apocalipsa, odată ce am acceptat faptul că trebuie să ne întoarcem în Vechiul Testament, Ioan nu citează în mod formal, nu folosește în mod formal Vechiul Testament, cum face Pavel de multe ori. Citesc câteva texte din Romani. În Romani, capitolul 9, versetul 25, Pavel spune, după cum zice în Osea, observați, el foarte clar mă duce înapoi la o carte, la un numit text, urmează citatul. Voi numi popor al meu pe cel care nu era poporul meu, prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Isaia capitolul 1. Sau Isaia 10, 20-21, Roman 10, 20-21. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo în care zicea, am fost găsit de cei ce nu mă căutau și m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Astea sunt citate formale, o folosire intenționată, cu ghilimele, cu o trimitere directă la text. În toată Apocalipsa noi nu găsim așa ceva. De aceea se pune o întrebare simplă. Ioan era îmbibat de Scriptură. Orice vreu, la 12 ani, trebuie să știe Scriptura ca să fie primit între cei adulți. Ioan nu făcea excepție. Erau la templu în fiecare zi de sabat. Atunci când cunoști Scriptura bine, aproape în mod involuntar, vorbești cu cuvintele Scripturii. Folosești un arsenal lingvistic care pare împrumutat de undeva, dar tu ai putea să nu o faci conștient. Ar putea pur și simplu să-ți vină cuvintele pe buze. Dar dacă Ioan folosește în mod inconștient sau în mod nedeliberat textul Vechiului Testament, atunci nu are rost să ne batem nici noi capul cu el, cu Vechiul Testament. Nu trebuie să sondăm contextele, nu trebuie să aducem adevărul, să îmbogățim cartea Apocalipsa în niciun fel. Obiecția majoră a liberarilor împotriva unei astfel de abordări a Scripturii este în general simplă. Care biserică din Noul Testament, dintre păgâni, cunoștea atât de bine Vechiul Testament, încât să poată identifica punțile pe care Ioan le aruncă spre Vechiul Testament și să poată interpreta Apocalipsa în lumina acestor texte din Vechiul Testament? Și o a doua obiecție, Ioan fiind un proroc creează material nou, nu împrumută material vechi. Aș vrea să răspund la aceste două obiecții. În ce privește cunoașterea Vechiului Testament, nu lor nouă să ne fie rușine. Ei, dragii mei, nu puteau trăi fără Vechiul Testament. C.H. Dodd, un exeget, spune că atât de bine cunoștea biserica primară Vechiul Testament încât era suficient să rostești o frază cunoscută și toți ascultătorii recitau mai departe textul. Veniți cu mine pe Golgota sub cruce. Domnul Iisus Hristos era târnat pe lemn în agonie și a strigat cu ultimele lui putere, Eli, Eli, lama sabachthani. Iar cei care erau sub cruce au citat Psalmul 22 mai departe. Domnul Iisus l-a început doar. De ce era nevoie de Vechiul Testament în vremea aceeași? De ce suntem noi neglijenți cu el astăzi?
În primul rând pentru că nu exista Noul Testament. Nimeni nu s-ar fi putut pocăi decât prin prisma Vechiului Testament. Dar veți zice, ce găsim acolo? Păi veniți cu mine pe drum spre Emaus. Suntem la 3 zile după înviere, 2 ucenici buimaci merg spre casă, le-au trântit toate de pământ. Noi credeam că... Și străinul acela a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la sine, la Iisus. Am văzut că toată Biblia vorbește despre Domnul Iisus Hristos. De unde să cunoști planul mântuirii, dacă nu din scripturile vechi testamentale? Dragii mei, Pavel nu avea Noul Testament, avea Vechiul Testament. S-a dus în Arabia și Duhul Dumnezeu i-a deschis mintea și a început să vadă pe Hristos în Scripturi și nimeni nu l-a putut opri. În al doilea rând, imaginați-vă disputele teologice din vremea aceea. Să presupunem că te numești Beniamin Ben Elia, Beniamin fiul lui Ilie, vii dintr-o familie de iudei, ai lucrat cot la cot cu tata, acolo se prelua slujba tatălui, afacerea tatălui, o preluau copiii. Și la un moment dat auzi de Hristos și te pocăiești. Primul lucru, ești dat afară din familie, scos afară din slujbă, rătăcești de unul singur. Toți sunt împotriva ta. Înainte ca să fii tăiat afară din neamul tău, mai întâi încearcă pe toate căile posibile, rabinul, preoții, toți cei care stă în jur sunt împotriva ta. Cum să stai în picioare în fața atacurilor din afară? Doar cunoscând scripturile. Dar mai este încă un aspect. În biserică au început să ridice foarte devreme tot felul de erezii. Ce am împotriva ta este că ai în mijlocul tău câțiva oameni care țin învățătura nicolaiților. Adu-ți aminte cum ai primit și pocăiește-te. Altfel voi veni și voi lupta cu ei cu sabia gurii mele. Am acolo, sau ai acolo la tine, pe prorocița aceea, Izabela, care a dus pe toți oamenii în rătăcire. Marea majoritate a bisericii au ajuns să cunoască adâncimile satanei. Imaginați-vă ce forță a avut erezia. Cum au putut acei câțiva să rămână în picioare neatinși? Cum au putut cei câțiva din Sardes să rămână cu hainele nepătate dacă n-ar fi cunoscut scripturile? Observați, în primul rând, ca să te mântuiești, trebuia să-L înțelegi pe Hristos din Scripturi. Ca să reziști atacurilor de afară, atacurilor dinăuntru, aveai nevoie de cunoașterea Scripturilor. Nu lor, nouă să ne fie rușine, noi am pierdut, dragii mei, lucrurile din mână, dar mai mult, noi avem și impertinența să spunem, nu avem nevoie, pentru că avem Noul Testament. Vreau să vă spun, Noul Testament este doar vârful icebergului. Dacă vrei impactul adevărurilor Scripturii, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu din toate cărțile în care El s-a revelat. În ce privește spiritul profetic, Ioan nu putea să împrumute din surse vechi. Dragii mei, este o anomalie. Domnul Iisus Hristos a citat din Vechiul Testament. Cartea Deuteronom a fost cartea lui preferată. Uitați-vă la temelia Scripturii, cărțile lui Moise, Tora. Prorocii și psalmii sunt așezați pe această temelie. Niciun proroc nu și-ar fi permis să omită Vechiul Testament. Era un mesager al legământului. Nu putea fără Vechiul Testament, fără legământul. Psalmiștii, toți au cântat credincioșia lui Dumnezeu în lumina legământului său. Cu alte cuvinte, biserica primară cunoștea Vechiul Testament și Ioan ca proroc nu făcea decât ce au făcut toți ceilalți proroci înaintea lui. Au cercetat să vadă ce are în vedere Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, care era în ei și care vorbea de patimele lui Hristos și de slava care aveau să fie urmate. Dar de ce folosește Ioan Vechiul Testament? Eu cred că există o rațiune foarte simplă și de asta aș vrea să mă ocup acum. Aveți cartea Apocalipsa înaintea dumneavoastră. Capitolul 1, o triplă introducere, capitolul 2 și 3, 7 scrisori, capitolele 4 la 22 sunt secțiunile apocaliptice din carte, noi suntem în 15 și 16 sau înainte acestor texte. Aș lua ultimul segment din introducerea cărții, introducerea apocaliptică. Ioan este pe insula Patmos și el are o experiență ciudată. O experiență cu Dumnezeu. Mai întâi aude lucruri, apoi vede lucruri și pe lângă faptul că aude și vede lucruri, primește și un mandat să scrie într-o carte ce a văzut și a auzit, să o trimită celor 7 biserici.
În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cele pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Dați-mi voie să disec un pic textul. Ioan are experiența aceasta vizionară. El are porunca să scrie două lucruri. Ce aude și ce vede. Acum e ușor să scrii ce auzi. Dacă înapoi a mea cineva spune Alfa și Omega, eu pot să aleg să scriu Alfa sau pur și simplu să fac semnul și Omega. N-am greșit nimic. Tot ce am auzit pot reda foarte simplu. E mai complicat când te întorci să vezi ce ai auzit și să le pui pe cele două la oaltă. Cu alte cuvinte, problema cu care se confrunta Ioan era reală și de aici derivă importanța Vechiului Testament. În primul rând, cum redai în scris ce vezi? Și acum sunt trei elemente care trebuie să le rezolvi. Ca să rămâi fidel celor văzute. Deci vezi ceva și trebuie să redai ce ai văzut fără să strâmbi, fără să strici ce ai văzut. A doua problemă și mai complicată este cum redai în scris ce vezi ca să nu strici ce ai auzit, să armonizezi ce ai auzit cu ce ai văzut. Și al treilea lucru, care e și mai complicat, cum le faci pe toate acestea ca să te înțeleagă cel care le scrii? Asta este problema celor care interpretează Apocalipsa călătorind prin viitor și prin tot felul de spații ciudate. Dragii mei, n-are absolut niciun sens. Ioan mai întâi, tot ce a văzut și a auzit, a trebuit să trimite la 7 biserici pe înțelesul lor. El a avut o singură nădejde să-și realizeze misiunea. Uitați-vă la imaginea care urmează. Aveți destinatarul pe Ioan și aveți apoi autorul pe Ioan și destinatarii cele 7 biserici. Ioan vede și aude lucruri și trebuie să le pună în scris ca să fie înțeles de cele 7 biserici. Știți care era terenul comun între Ioan și destinatarii săi? Puntea comună, limbajul comun, Vechiul Testament. Era singura cutie de rezonanță în care se puteau întâlni destinatarii lui Ioan cu ceea ce Ioan avea de spus. Vechiul Testament. Și de aceea, Vechiul Testament devine codul, cheia revelației din Apocalipsa. Vreau să fac o precizare. Ioan aude și vede lucruri. Audiția guvernează viziunea. Audiția este un fel de lentilă de interpretare, lentilă hermeneutică pentru ceea ce vede Ioan. Și acum dați-mi voie să duc lucrurile astea în capitolul 1, de la 10 la 20. În primul rând, ce aude Ioan? În ziua Domnului eram în Duhul. Am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Imaginați-vă că eu sunt Ioan, glasul este înapoi a mea undeva din baptistier sau în afara lui. Și eu, fără să mă întorc, aud aceste cuvinte: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Nu-i complicat de reținut ce am auzit, nu-i foarte lungă fraza. Dar textul spune mai departe că Ioan a trebuit să interpreteze sau să dea sens cuvintelor pe care le-a auzit. Și el putea să pună o întrebare: cine este cel care îmi vorbește? Acum spuneți-mi, unde trebuia să meargă Ioan să găsească cutia de rezonanță în care să identifice persoana cu glasul? Avea un singur loc în care putea merge, Vechiul Testament. Ioan s-a conectat imediat la Vechiul Testament, la Isaia 40 la 48. Ascultați doar câteva texte din Isaia. Ascultă-mă, Iacove, Isaia 48 cu 12. Și tu, Israele, pe care te-am chemat, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel dintâi și cel de pe urmă. Isaia 44 cu 6. Așa vorbește Domnul Împăratului Israel, răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, afară de mine nu este alt Dumnezeu. Isaia 41 cu 6. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel dintâi și același până la cele din urmă viacuri.
Ioan are în spatele lui un glas. Știe cine este cel care îi vorbește? În mod clar. Cel care îmi vorbește este Dumnezeul Creator, Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeu însuși îmi vorbește. Imaginați-vă cum s-a cutremurat în ființa lui. De aceea nici nu spune, m-am întors să-L văd pe Dumnezeu, ci zice, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Ce vede când se întoarce? M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu un fiu al omului. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lâna albă ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Imaginați-vă șocul sau bucuria lui Ioan. Deja știa că Iisus Fiul Mariei nu este altceva decât Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și textul continuă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Uitați-vă la dilema lui Ioan. L-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors și l-am văzut pe Fiul omului. Cum să scriu ce-am văzut ca să nu stric ce-am auzit? Sau cum să scriu ce-am auzit ca să armonizez cu ce-am văzut? Asta este dilema lui Ioan. Foarte mult zâmbim și zicem, ah, Ioan a fost insuflat. Nu, dragii mei, autorii Noului Testament nu sunt mașini de scris pe care scriu degetele lui Dumnezeu. Nu. Fiecare are libertatea să-și folosească mintea și Dumnezeu lucrează în el. Ioan a trebuit să scrie el însuși, să alcătuiască această carte, nu știu de câte ori a citit-o și a recitit-o el însuși. Ioan știa că în Vechiul Testament un singur om a avut o experiență similară cu a lui în fața unuia ca un fiu al omului. Și acesta a fost cel pe care l-am auzit rugându-se, Daniel. Dacă vă uitați la tabelul din fața dumneavoastră, aveți toate versetele, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, A, B și 19, toate versetele din această parte vizionară. Și aveți în partea dreaptă toate textele din Vechiul Testament la care Ioan face referire. Eu am subliniat doar pe cele din Daniel, ca să nu complic foarte tare lucrurile. Dar în primul rând, în capitolul 7, versetele 13-14, el îl vede pe fiul omului, Daniel, vorbesc acum de Daniel. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată, niciodată. Observați, pe acest fiu al omului îl vede Ioan, dar ca să-l descrie, el trebuie să aducă lângă textul din Daniel 7 și pe cel din Daniel 10, pentru că abia în Daniel 10, Daniel se întâlnește cu fiul omului îmbrăcat în haina de in și cade la picioarele lui ca mort. Dacă l-aș fi întrebat pe Ioan, ce ai văzut când te-ai întors? El mi-ar fi spus în lumina textelor din Daniel, l-am văzut pe împăratul în mijlocul împărăției lui. E adevărat, erau doar 7 biserici. Împărăția încă este mică, este un grăunte de muștar, dar va crește și va cuprinde pământul întreg. A promis Domnul Iisus Hristos. El a văzut pe împăratul în mijlocul împărăției lui. Cei de sus cred că trebuie să veniți cu mine un pic mai repede. C-
când te uiți la cel pe care îl descrie în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, Ioan combină două texte majore, Daniel 7 și Daniel 10. În Daniel 7 este descris cel îmbătrânit de zile, adică Dumnezeul cerului și al pământului. În Daniel 10 este descris Fiul omului și el combină cele două lucruri ca să nu strice ce a auzit și să armonizeze cu ce a văzut. Pe cine l-a auzit? Pe Dumnezeul cel prea înalt. Pe cine l-a văzut? Pe un fiu al omului. Daniel 10, versetele 5 și 6. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in, încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața-i strălucea ca fulgerul și ochii lui erau ca niște flăcări de foc. Brațele și picioarele semănau cu niște arame lustruite și glasul lui era ca vuietul unei mari mulțimi. Capitolul 10 din Daniel. Dar lipsește ceva. Lipsește haina albă, părul alb, ca lână, ca zăpada. Astea le împrumută din capitolul 7. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos, haina lui era albă ca zăpada, părul capului era ca niște lână curată, scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Dacă priviți tabelul din fața dumneavoastră, aveți textul din Apocalipsa și textele din Daniel. Dragii mei, este o corespondență absolut punct cu punct între cele două. Cu alte cuvinte, ca să nu strice ce aude, să redea ce vede, Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat să combine cele două texte, să adune pe Fiul omului și pe Dumnezeu la oaltă. Spuneți-mi, putea vorbi Ioan mai frumos despre divinitatea celui ce a fost mort și a înviat? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu-L poți distinge de Tatăl. Tatăl și Fiul, una suntem, a spus Domnul Iisus Hristos însuși. Ce extraordinar lucru și câtă bogăție atunci când aduci din Vechiul Testament tot ceea ce Ioan ți-a pregătit prin aluziile pe care le face. Nu, el folosește într-adevăr non-formal, nu citează, dar folosește conștient și contextual. Femeia din Melbourne avea dreptate. Dacă vrei să înțelegi Apocalipsa, în loc să zburzi pe toate cărările fanteziei, mai bine ați oboseala, citește scris mărunt sub texte, trimiterile în Vechiul Testament, du-te și citește, aduce învățat în Noul Testament și ești mai câștigat decât mulți din filozofii veacului în care trăim. Audiția sau ce aude Ioan, astea sunt lucrurile clare, funcționează ca și un magnet care adună celelalte texte din Vechiul Testament. Eu îl numesc un magnet hermeneutic, un magnet al interpretării. Observați, în centrul experienței lui vizionare este ce aude în spatele lui. Isaia 40-48, care îl descrie pe Dumnezeu, cel din tâi și cel de pe urmă. Și acest text adună Daniel 7 cu 13 la 14, Daniel 10, 5 la 6, Daniel 7 cu 9 și alte aluzii vechi testamentale. Și în felul acesta se întregește imaginea a ceea ce Ioan vede. El a folosit conștient și contextual textul și singura cheie care dezleagă Apocalipsa rămâne Vechiul Testament. Aș vrea să aplic lucrul acesta, să vedeți cum se îmbogățește un text banal când aduc avuția Vechiului Testament în el. Și pentru asta aș lua un singur element dintr-o scrisoare, din cele șapte scrisori. Șapte scrisori, fiecare scrisoare are șapte părți și aș citi prima scrisoare. Destinatarul este Îngerului Bisericii din Efes, scriei. Vom trata mai târziu acest personaj ciudat. Cel care vorbește este Hristos însuși. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna lui dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ce apreciază Hristos la biserica din Efes? Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Ce condamnă Hristos la biserica din Efes? Sau care e problema bisericii? Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit
dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Dar ce se întâmplă dacă nu o fac, dacă nu mă pocăiesc? Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Se va rupe relația cu Hristos, relația cu celelalte biserici și vei fi absolut inutil în cetatea în care ești. Ăsta este locul sfeșnicului. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Urmează o atenționare, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și scrisoarea se termină cu o promisiune. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cum analizează Hristos bisericii din Apocalipsa? Mai întâi pune sub lumina lui, sub microscopul lui, situația bisericii, ce știe despre ea și ce condamnă la ea. Și aprinde trei becuri importante. Portretul lui, binecuvântarea și blestemul. Sunt trei lumini, formează un fel de triunghi de interpretare a oricărei scrisori. Toate scrisorile funcționează după același tipar. Uitați-vă ce se află în aceste lumini, cele trei lumini, sau în acest triunghi hermeneutic. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ăsta este Hristosul. Nu tu, eu umblu prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Asta e treaba mea, nu e a ta, îi spune Hristos. Ce condamnă Hristos de la biserică? Și-a părăsit dragostea din tâi? Ce se întâmplă dacă nu se pocăiește? Am să iau sfeșnicul din locul lui. Iar celui biruitor îi promite că îi va da să mănânce din pomul vieții. Pun cele trei concepte. Sfeșnice de aur, sfeșnicul și pomul vieții. Observați, pomul vieții este mai ciudat. Nu știu cum să-l armonizez cu sfeșnicul. Dacă te uiți un pic mai atent, aici e cheia înțelegerii lucrurilor. Dar pentru asta trebuie să te întoarci apoi în Vechiul Testament. De pildă, ce a auzit Ioan? A auzit un glas care îi spunea, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, eu sunt Alfa și Omega. L-a auzit pe Dumnezeu însuși vorbindu-i pe insula Patmos. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur. Spuneți-mi, a stricat textul dacă l-aș citi așa? M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte ruguri aprinse. A stricat textul? Well, pentru cel care nu cunoaște Vechiul Testament, poate să spună, interesante jonglerii, dar nu le prea înțeleg. E, pentru asta trebuie să te întorci înapoi în Vechiul Testament, în Exod, capitolul 3. Spune textul, Moise păștea turma socului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele Domnului la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Era un pom în flăcări, un pom luminat, da? Moise s-a uitat și iată că rugul era tot în flăcări, dar nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este cu această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! Iată-mă, a zis el. Dumnezeu a răspuns, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Dați-mi voie să analizez experiența lui Moise. Păștea turma de 40 de ani, a văzut ruguri câte vrei, uscate și în flăcări, pentru că nu e o minune pe temperatura aceea să se aprindă vrascurile. Dar de data aceasta el vede altceva, un rug care arde și nu se mistuie, un pom luminat, un pom în flăcări, o ciudățenie. Pe urmă aude un glas din mijlocul rugului, Moise, Moise. Și pe urmă glasul îi vorbește. Și când îi vorbește și îi spune, sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, Isaac și Iacov, Moise, fără putință de tăgadă, știe, realizează că Dumnezeu însuși îi vorbește. Dumnezeu era în rugul aprins. Observați, vede rugul aprins, aude glasul și realizează că cel care îi vorbește Dumnezeu. Mă mut în Apocalipsa.
Ioan aude un glas și realizează că este Dumnezeu și se întoarce și vede 7 ruguri aprinse. Dar de ce spui, Beni, că vede 7 ruguri aprinse? Pentru că atunci când te uiți la sfeșnicul din templu sau din cort, sfeșnicul era ca un pom. Avea un trunchi, avea 3 brațe de o parte, 3 de alta. Pe brațe erau muguri, flori. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, în mod deliberat, i-a spus lui Moise să ia rugul din pustie și să-l aducă în cortul întâlnirii. Dar ce era fantastic este că rugul acela era o bucată de materie. Focul era divinitatea coborâtă în rug. La fel și în cort. Sfeșnicul era din două părți. Din aur bătut era doar purtătorul de lumină. Lumina erau candelele așezate pe sfeșnic și care nu țineau de sfeșnic. N-am să citesc textul. Am să spun doar atâta, că Moise a făcut totul după chipul care i s-a arătat pe munte. Dar dați-mi voie să iau imaginea asta, să o duc cu mine în Apocalipsa. În capitolul 4, versetul 5, este descris tronul lui Dumnezeu. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri, tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. 7 candele pe sfeșnic. Mă mut un pas mai departe, în capitolul 6. La mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Avea 7 coarne și 7 ochi, 7 lumini, 7 candele, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Ce ciudat! Aș putea spune că în cortul întâlnirii, sfeșnicul cu cele 7 candele îl reprezintă pe Hristos. El este mielul cu cele 7 coarne, cei 7 ochi. Dar în Apocalipsa, sfeșnicul reprezintă biserica din Efes, biserica din Smirna, cu alte cuvinte, oameni ca tine și ca mine. Nu la întâmplare, teologii liberali au acuzat întotdeauna pe cei care cred în Scriptură și în inspirația și revelația Noului Testament, că au stâlcit Vechiul Testament ca să sune după cum doresc ei, să-L demonstreze pe Fiul Mariei că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că este Hristosul. Evreii până în ziua de astăzi îl resping. Dar aș vrea să înțelegeți ce face Ioan. El folosește Vechiul Testament în lumină dezvoltărilor ulterioare, în lumina desfășurării planului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu a călătorit foarte mult din Exod până la Iisus. Foarte mult, 1500 de ani, dragii mei. În 1500 de ani, adevărul lui Dumnezeu s-au transformat, s-au metamorfozat. Uitați-vă o clipă la cortul întâlnirii, l-aveți înaintea dumneavoastră. Intri în cort, găsești altarul, ligianul și pe urmă în cort ai sfeșnicul, masa pentru punerea înainte. Ați observat ce s-a întâmplat pe ecran? Sfeșnicul a tras toată masa și s-a unit cu cele 12 pâini, care de data aceasta este noul Israel, este biserica. Ce extraordinară legătură! Nu este Hristos mirele nostru ceresc? Nu suntem noi mireasa Lui? Nu spune Scriptura cei doi vor fi un singur trup? Nu spune Biblia că El este capul și noi suntem trupul? Noi nu avem lumină în noi înșine. Hristos cu Tatăl, Fiul Tatăl, prin Duhul Sfânt, vine să locuiască în noi. De aceea a fi creștin, dragii mei, nu înseamnă a fi muiat în apă sau a fi scris într-un registru. A fi creștin înseamnă a fi înviat din morți, a fi o nouă făptură. A fi creștin înseamnă a avea pe Dumnezeu locuind în tine. Și când Dumnezeu locuiește în mine, El vorbește și eu ascult, nu invers. Eu sunt în slujba Lui și nu El în slujba mea. Spuneți-mi, e adevărat ce a zis Domnul Iisus despre El în Ioan 8? Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla de întuneric, ci va avea lumina vieții? Eu pentru asta am venit pe pământ, a zis Domnul Iisus Hristos, să alunge întunericul, să arate lumina.
Care dintre noi am îndrăznit să ne ridicăm în picioare în dimineața asta, să spunem, eu sunt lumina lumii, să mă duc pe strada mea, să mă duc la vecinii mei, să le spun, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va vedea lumina vieții. E un pic mult? Am sărit un pic calul? Spuneți-mi. Well, așa ar fi dacă Domnul Iisus n-ar fi spus El însuși, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. O amenina prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pună în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Tuturor celor din casă. Așadar, creștini dragi care ați priceput ceva din Scriptură, știți ce ne spune Biblia? Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În 2005 am fost pe Siret, în 2006 am fost la Dunăre, în 2007 ne-am trimis doar o mână spre Tecuci. Nu știu ce vom face în 2010, dar în toți anii ăștia, în toate implicațiile noastre, ăsta a fost motoul nostru, standardul nostru. Am zis, n-are rost să trimitem bani, Dumnezeu știe ce se face cu ei. Acolo este nevoie de lumini. Slăvit să fie Domnul, este o biserică în Cosmeș, 5 biserici la Dunăre. Ce extraordinar este El când creștinii își înțeleg menirea. Când Pavel a rostit adevărul din Galateni, el a știut ce spune. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și de aceea el a putut spune, eu sunt lumina lumii, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Extraordinar să trăiești viața. Dragii mei, știți ce îmi pare rău? Majoritatea dintre noi venim la Dumnezeu să scăpăm de iad. Stanley Jones spunea, Hristos n-a venit să ne scape de iad. Hristos a venit să scoate iadul din noi. Hristos n-a venit să ne ducă în rai. Hristos a venit să aducă raiul în noi. Cu alte cuvinte, noi fugim doar de pedeapsă, mai ales când citim Apocalipsa. Dar cum ar fi să spunem, slăvit să fie Domnul că de pedeapsă ne-a scăpat întrupatul și junghiatul său fiu. Și atunci rolul nostru, eliberați de pedeapsă, împăcați cu Tatăl, cei care strigăm Ava prin Duhul care este în noi, noi avem o altă menire? Noi avem menirea de a fi lumini și sare. Dacă sarea își pierde gustul, spuneți-mi, prin ce își va căpăta iar puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Și asta se întâmplă cu creștinismul zilelor noastre. Ne-am pierdut gustul, dragii mei, pentru că singura noastră treabă, singura noastră preocupare este cum să ne trăznească Dumnezeu, până unde să mergem ca să nu cădem din har. În loc ca să lăsăm asta în seama Domnului, să spunem, Doamne, cât de aproape putem veni de inima Ta ca Tu să poți lumina prin noi. Se spune că doi încep să semene unul cu altul după 30-40 de ani. Spuneți-mi, n-ar trebui să se întâmple același lucru în relația mea cu mirele meu ceresc? Spun ceva ce nu-i biblic? Dacă sunt la fel de murdar și urât și as ca cu 20 de ani, întrebarea mea este, de ce sunt în relație cu el? Dragii mei, Scriptura ne spune, și dacă e adevărat și pentru tine, slăvit să fie Domnul, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, frumusețea Lui. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. În același chip al Lui. Oare de ce ne spune Scriptura, căutați pacea cu toți și sfințirea, adică transformarea într-un chipul lui Hristos, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii.
Eu sunt lumina lumii. Ori am curajul să chem pe copiii mei pe urmele mele, să le spun doar atâta, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Dacă viața mea e plină de jumătăți de măsură, atunci voi spune, calcă pe urmele lui Hristos, nu pe urmele mele. Eu sunt doar un boț de tine, ca și tine. E adevărat. Dar în lumina Scripturii trebuie să avem curajul la mai mult. Amin. Amin.